Salut! Sunt Cosmin și împreună explicăm România. Altfel, episodul trecut am rămas dator cu un răspuns. Este monarhia o soluție pentru România? Dacă nu ai văzut episodul 15, Monarhia în România, îți recomand cu tărie să-l vezi mai întâi pe acela. Dă click aici! Între noi fie vorba, ideal ar fi să-l vezi pe toate, că sunt moca și de-aia muncim aici. Dacă le-ai văzut deja, îți foarte mulțumim că ne urmărești. Hai să-i dăm drumul, după genericul nostru, cel nou. Ia zic-o mine, e monarhia o soluție? Nea, da, așa mă gândesc. La modul foarte serios, întrebarea nici măcar nu și are rostul. Monarhia este o soluție, așa cum păcănelele și pariurile sportive reprezintă moduri sigure de a supraviețui. Ca în episodul trecut, îți trebuie noroc cu Carol. Forma de guvernământ a statului român nu poate fi decât Republica. Nu o spunem noi, ci primul articol din Constituția României. Cu alte cuvinte, monarhia nu s-ar putea întâmpla la noi nici în ruptul capului, că nu respectă legea fundamentală, Constituția. Nu-i nimic, facem referendum, modificăm primul articol și aie, trăiască regele. Stai așa că nu e așa. Mai e un articol, 152, tot în Constituție, care zice cam așa. Dispozițiile prezentei Constituții privind forma republicană de guvernământ nu pot face obiectul revizuirii. Stop joc! Dar pentru că suntem la România explicată altfel, hai să facem împreună un exercițiu de imaginație și să presupunem, preț de câteva minute, că monarhia ar fi legală. Cum necum, mâine dimineață te trezești și afli de la televizor că avem din nou un prim-ministru. Tot din Teleorman. A nu se înțelege că avem ceva cu teleormănenii. Un județ foarte frumos și dacă îl și întorci, zici că e Franța. Bun, afli vestea, te enervezi de zdăborșul pe nas și surpriză. Te umpli tot la gură de sânge albastru. Ceea ce te califică pentru tronul României. Tocmai a devenit regalitate. Bravo! Pentru că așa funcționează monarhia. Așadar, avem din nou un rege. Pe tine! Pune-ți coroana și ia un loc pe tron. Jură-te pe roșu că nu-ți place ideea asta. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Bineînțeles că tu îi vrei României tot binele din lume și minimă dreptate, vorba lui Păunescu. În sfârșit ai toată puterea și poți vindeca România după chipul și asemănarea ta, salvând acest popor de această glumă de clasă politică. Vei crea guvernul tău, vei da toate acele legi drepte pe care ăștia le-au dat strâmb în ultimii 30 de ani și se vor întâmpla toate reformele mult visate. Căci acum, tu ai toată puterea. Educație, spitale, autostrăzi. Cum sună asta? Stai și te întreb cum de alți monarhi de prin alte locuri și alte timpuri nu au reușit să vadă problema atât de clar precum o vezi tu. Oare erau toți atât de fraieri? Sau ne scapă nouă ceva? O să încep cu o veste foarte proastă. Nimeni nu conduce de unul singur. Nu faci spitale de capul tău, nu torni asfalt de unul singur ca să iasă autostrăzi și, cel mai important, nu tu colectezi taxele românilor personal. Ca rege, îi ai pe alții care fac treaba asta pentru tine. Oamenii de la curtea regală și mai ales miniștrii guvernului ales de tine. Iar puterea ta, de fapt, nu înseamnă nimic dacă nu îi convingi pe cei din jurul tău să facă precum spui tu. Cum îi convingi? Evident, cu bani. Bani din vistieria regatului tău. Vai, dar ce prostii spun aici, nu? Miniștrii tăi nu pot fi cumpărați. Sunt oameni cinstiți, binevoitori, cu principii. Ca și tine. Aveți împreună aceeași misiune, viziune și valori. Corect? Eu te cred pe cuvânt, dar hai să-ți mai dau o veste proastă. Miniștrii tăi, modul în care ei guvernează, reprezintă cheia succesului domniei tale, în regatul României. Și foarte important pentru tine, țin poporul mulțumit și la distanță de poarta palatului tău. Toate gândurile tale frumoase pentru România nu sunt decât niște gânduri, dacă subordonații tăi nu le pun în practică. Și cu bineînțeles că nu miniștrii sunt cei care dau la târnăcop, ghișce. Și ei, la rândul lor, trebuie să-i țină pe subordonaților la fel de fericiți. Cum îi țin fericiți? Cicing! E, uite cum niște miniștri onești, ca și tine, au ajuns să aibă exact problema ta de mai devreme, doar că un nivel mai jos. Iar șirul ăsta o să țin așa până la Neadorel, care dă la târnăcop. Sfatul meu, 1. Țineți oamenii de la curte și miniștrii aproape și ai grijă să le fie bine. Fără ei, ești mâncat de viu. Iar 2. Mare grijă cine și cum îți colectează taxele de la popor. De asemenea, îți sugerez să te asiguri la tot pasul că cei lui alții au bani în buzunare. Atât pentru ei, cât și pentru cei din subordinea lor, ca să poată controla mai departe
loialitatea de care ai atâta nevoie. Asta e, nu ai de ales. De fapt, cam asta e toată treaba ta ca rege. Să menții acest echilibru vis-a-vis de cum sunt cheltuiți banii vistieriei tale. Eu sunt convins că tu vrei să fii un rege foarte bun și toți banii îi merită poporul tău înapoi sub formă de salarii mărite medicilor și autostrăzi prin tot regatul. Mai am o veste proastă. Știi că acum deții toată puterea, nu? Iar tronul ăla sună foarte tentant pentru mulți rivali gata să promită orice oamenilor din jurul tău, ca să-ți ia locul. Cam acum ți-ar prinde bine loialitatea aia cumpărată mai devreme. Dacă tu te-ai pus să dai bani la populație așa aiurea în tramvai, în loc să-i împarți cu la familia, ghici cine e dispus să facă fix pe dos. Rivalul tău. Așa că, multă baftă. Din nou, totul se rezumă la echilibru. Mare atenție, fiecare leu cheltuit pe spitale este un leu necheltuit pe loialitate. Simți cum scârție tronul sub tine? Ca monarh ce deții puterea de unul singur, află că de fapt și puterea te deține pe tine. În egală măsură. Tu vrei să dezvolți societatea, să ai un popor educat, însă din nou, veste proastă. Cu cât societatea e mai dezvoltată și mai educată, va avea pretenții din ce în ce mai mari. Care costă. Și uite așa ajungi să cheltuiești mai mult pentru popor și mai puțin pe loialitate. Ceea ce le conferă un mare avantaj rivalilor tăi. Mai gândește-te odată. Par genul de om căruia îi place viața. Ei, atunci îți recomand să reduci cât poți de mult numărul celor care sunt pe statul tău de plată când vine vorba de loialitate. Hai să explicăm de ce. Rivalul tău, cel care tot încearcă să te înlăture constant de la tron, are de gând să le ofere mai mulți bani ca tine celor din jurul tău. Și de unde mai mulți bani la același număr de oameni, dacă ăștia-s toți bani. Eu zic că mai bine tu decât el. Altfel, pierzi tronul și odată cu el, puterea. Cei care te-au ajutat să ajungi pe tron, uită-i. Contează doar cei care te ajută să-ți menții tronul. Vorba românului. Frate, frate, tronul-i pe bani. Ba mai mult. Dacă tot am ajuns până aici, parcă ți-a sugerat să mergi către dictatură. E mai safe pentru tine și ai tăi, astfel încât poți păstra puterea mai mult timp. Și poți realiza toate faptele alea bune pe care ți le-ai propus la bun început. O mână de general loiali care să te protejeze, o miliție care să țină populația cu minte, că așa e frumos, și câțiva funcționari publici, pe aici, pe acolo. Și nu-ți mai trebuie absolut nimic. Poți în sfârșit să-ți faci treaba de rege binevoitor ce ești. Bun, ia du-te tu acum și dă o fugă până la oglindă. Te bucur că încă ești viu, acum chiar că ai putere absolută, însă deocamdată n-ai făcut nimic din tot ce ți-ai propus inițial. Ba din contră, ai asuprit poporul. E, și după toată povestea asta urâtă, parcă suna mult mai bine o republică democrată cu tine președinte ales, unde toate treburile stau complet diferit. Oare? Într-o republică, puterea nu obții din oficiu doar că ai tu sânge albastru sau cu forța, ci prin vot, adică prin vorbe. Nu poți pur și simplu să-i omori pe aia care nu sunt de acord cu tine, fac răscoale și sigur că nu te-ar vota. Democrația funcționează cu totul altfel. Te asigur că ai tăi votează, chiar de mai multe ori în aceea zi, iar ceilalți nu apucă. Politica și puterea nu seamănă deloc cu cea din monarhie, în sensul că sunt fix la fel. Singura diferență e că într-o republică democrată, puterea este mult mai fragmentată. Mecanismele statului sunt mult mai complexe, ceea ce face ca loialitatea să fie mult mai greu de cumpărat. Atâta tot. De exemplu, hai să împărțim societatea pe grupuri. Elevi, studenți, antreprenori, șomeri, pensionari, etc. Mai devreme, când erai monarh, trebuia să ai grijă cum cheltui banii. Populație versus loialitate. E acum, trebuie să ai grijă de grupurile care te pot vota la următorul scrutin. Elevii? Uită-i! Ok, dar cum facem cu loialitatea? Că nu mai poți să te duci cu sacul de bani la ușa lor, cum făceai când erai monarh. Ba da, poți. Numai că altfel. Le dai contracte cu dedicație, faci legi la comanda lor și ții departe de pușcării. Cam asta e singura ta grijă în democrație. Să rămâi la putere. Cel mai recent exemplu, Iohannis, a numit-o prim-ministru pe... Și toți am rămas, what? Nu avea de ales. Crezi că e nebun? Matematica i-a dictat să facă asta pentru că în 2019 mergem iar să ne votăm președintele. Sper că te duci, apropo. Concluzia e că de structurile puterii nu scapă nimeni. Și atâta timp cât deții puterea și puterea te deține pe tine. Oricât de bun ai fi tu ca om, pur și simplu așa funcționează politica. Ceea ce o face a bitch. Și totuși e cel mai ok sistem care ne-a venit în cap până la ora asta. Treaba asta se întâmplă peste tot, nu doar la români, nu-ți plânge de milă. Mai bine să ai tu puterea și să încerci să schimbi câte ceva decât să o aibă altul. Și în mod evident este infinit mai bine să-ți poți alege prin vot liber cine îți conduce țara.
Iar într-o democrație solidă este mult mai greu de cumpărat loialitatea, puterea fiind, așa cum spuneam, mult mai fragmentată. Dar nici măcar nu e asta problema, monarhie sau republică. Noi, de fapt, vrem o țară ca afară, corect? Să trăim cum se trăiește în Norvegia sau în Danemarca, și pentru că ambele sunt monarhii și toate le-au fost cele mai fericite țări de pe planetă în 2017, conform World Happiness Report, asta ne trebuie și nouă, nu? Nu! Nu de la monarhie se trăiește bine. La ei monarhia a rămas un simbol fără un dram de putere. La ei se trăiește bine nu pentru că a venit un prinț salvator pe un cal alb. La ei se trăiește bine pentru că au o societate civilă solidă, spirit civic. Iar treburile astea merg mână-mână cu educație corespunzătoare. În Belgia, tot monarhie, culmea, votul e obligatoriu. Știi câți votează? 90%. Noi ce avem? Noi avem 42% dintre elevi analfabet funcțional, care vor deveni foarte curând 42% din electorat. Și îți garantez că toți se vor duce la vot. Cu autocarul. Tu ce vei face? Vei spera în continuare la un prinț salvator sau te vei duce la vot? Aici se termină episodul numărul 16. Și cu asta gata cu atâta istorie. Câteva episoade bune de acum încolo. Revenim la ale noastre. Tradiții, soiuri de vin, mobra. O să-ți placă, o să vezi. Abonează-te și dă click pe clopoțel. Să te ținem la curent. Dacă ai întrebări, sugestii și, evident, reclamații, lasă-le mai jos. Sperăm să-ți fi plăcut episodul, așa că ne-ai ajutat tare mult dacă ne-ai dat și nouă un share să explicăm România împreună. Te salut! Țineți oamenii de la curte și miniștrii aproape și mai ales miștrii? Miniștrii tăi nu pot fi cumpărați. Miniștri. Ca să nu ne scoatem ochii, precum Chiori, da. De unul singur. Mie nu place leul. O miluție. Este un leu. Și cu asta gata.